Лирикой нельзя назвать, что рождает век земли. Ты пойло курева, суки твои. Latino. Latino? Да со смынга и келия, кай фруаса. А. Vrei să pui mâna pe chel? Da, da. Șeful. Mi s-a zis că nu o să vii astăzi, dar o să ne ocupăm noi. Bun, salut. Vino un pic, Gonzales, să zic ceva. Nici astăzi nu vine șeful. Nu, 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 din păcate nu. Are un pic de treabă. Dar au zis că ne putem ocupa noi. Ok, șeful. Șeful, poți să zic ceva la colegul meu? Desigur. Plecați un pic mai acolo ca să puteți să vei. Vino Gonzales. Mai deci, bună ziua, salut. Acum v-am luat direct cu bună ziua, deci începem direct cu un nou roleplay și dăm drumul cu tonal. Deci dacă îți place această serie, te invit călduros să apeși pe butonul de like, subscribe pentru a fi la curent tot timpul. Adam. Dar și care îmi place, ia uite-te, să-ți arăt. Uite ce îmi place la ea. O bagă n-a, am venit cu submarină. Ba. Șeful nu va fi prea încântat, dar na. Nu mai poți să scoți de acolo, i-a rupt și ușa. Sper că după aia. Ascuns, mă, ascuns. Sper că după aia. Bă, dărâm casa, bă. Hei! Aoleu. Salut. Dar bă, ăsta, vedeți, vedeți că ne omoară ăsta. Opriți-mă, nu mai are frâne. Nu mai are frâne. Mama, du-te înapoi! Deci... Așa, pot să întreb și eu pe tine ceva? Băi, ăla din spate. Eu sunt în spate. Am înțeles. M-am crezut că aia le pe din față. Italiene, ți-am zis că mergi pe... Mergi și tu frumos. Da, ok. Cred că nu și-a luat permis. Ai permis italiene? Am. Mai că da. Dar mi-a scăzut de 10 ani. E clar. Ce mafie e ea? N-ai tot treaba. Stăm aici la stop. Că voiam să mă bag și eu în ea. Că văd că aveți mașini frumoase. N-ai cum să te bagi în ea. Poate noi în tine, dar nu. Mașinile sunt ca mașinile. Numele mafie tu nu-l știi. Și nu-l vei cunoaște niciodată. Culege pe căscuța azi la play. Sunt în spatele tău. Haideți acolo, la blind toți. Văd că se dă o petrecere pe vapor. Să dă. Țineți-vă bine, că aici accelerăm. Calmează-te, okay, italiene. Italiene, dacă ne lovești, jar mănânci. Vezi că e un autobuz în față, încetinește. Băi, încetinește că e autobuz! Bă, oprește că sunt curbe periculoase aici, băi, italiene. Oprește, băi, italiene, încetinește. Oprește că vine să dau la rață. Băi, e curbă periculoasă aici. Doamne, iartă-mă. Mă, nu s-o cu... Puneți 5 centuri. Da, am înțeles, nu s-o cu Dumnezeu, dar acum trebuie să fiu. Aveți o cruce la voi. Ăla nu, ăsta, băiatul, ai o cruce la tine. Cruciuliță din aia mică. Da, bune, bune. Da, am luat-o de la popă. Eu, nu, dă încă. Stai că o iau eu. Nu, nu mi-a ieșit. Ajunge la 400. Yo. Bag-o pe a7-a. Aia e sfințită. Bag-o pe a8-a. Și noi o să fim frână. Dacă mai conduce asta și noi o să fim sfințiți. Cred că nu mai puși tu ziua de mâine, dar nici noi.
Ia, în dreapta, dreapta. Italiene! Da. Ai arme la tine. Asta e adevărat, normal. Că prindem ziua de mâine. Care? T-a plăcut cum am condus? Am condus? Condut, nu. Stai, bă, dar de o stație, n-ai nevoie, domnul, sau... Domnul, ați fost pe la școală. Taci, mă. Băi, fii atent. Te că văd că ați intrat în mafie fără să învățați... Fără să învățați alfabetul. Du-te, du-te acolo, înăuntru. T-a plăcut cum am condus, Gonzales. Cred că... Gonzales, dar ce tragi în... În perete tragi? Camerele, distrug camerele. Băi, 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 înăuntru, înăuntru, înăuntru. Toți colegii înăuntru. Bun, care se ocupă în spate? Ăsta în alb. Albu. Du-te în spate. L-aș fi pus pe italian. Bine. Ați condus foarte bine mașina. Cine da, a condus? N-ai tot treaba. Normal, că eu am făcut 20 de ani de condus. Wow! Cine aici? Minus 15 ani. Hai, bă, ăla albu. Du-te. Eu lucrez la pizza. Nu mai lucrez. Păi dacă tot lucrai, trebuia să mă duc și mie, că am poftă. Vrei pizza? Da. Așteaptă că am un porpagaj pizza. Stai un pic, că ți-am pus arma înapoi, vreau și eu să mă pun aici. Așa ca și eu. Am și eu pizza în buzunar, dacă vreți. No. Am micșorat-o. Ia o pizza. Dar trebuie să-mi scoate să strădușele. Dă-o aici, că iau imediat. Ia de aici. Mersi, mersi. Dar vezi că are un pic de muncegai din astea. Eu am proaspătă. Tu dacă mai vorbești mult, îți dau glonț în cap, ai auzit? Ok. Vorbești doar întrebat. Deci acum, de cât timp ești în acest oraș? Acum când te vei, nu mai vorbești. Băi, nu mai, n-am mai întâlnit de ăștia niciodată. Credeam că vorbiți cu altcineva. Cu tine am vorbit. Sunt de... de ieri în oraș. M-am înțeles. Și unde ai locuit înainte? În mașină. Și s-a plăcut sau? Da, am mers cu Dacia Logan până aici. Salut, salut. A durat vreo 100 de ani de atunci. Colegii, cât mai are jaful? Colegul, te tot acolo și întreabă. Du-te să vezi dacă se deschide seiful. Băi, veniți cu o mașină care sunteți la casă. Du-te, du-te. Colegul ăsta ca mine, vii cu mine, te rog? Unde? Păi, hai să mergem, dar să mergem. Șeful, mergem să luăm altă mașină. Lași, mă. Mergem să luăm altă mașină, șeful. Repede, du-te. Bine, du-te. De ce mai ai? Du-te tu. Pe una a luat-o Dumnezeu. Din păcate. Bun, hai să văd cum îmi interoghez. Ăsta cel nou. Să vedem ce poate scoate băiatul pe gură. Ce vrei să vă zic? Tu, fete, cea? Doar vei răspunde la întrebări. Aveți nevoie de o pastilă. Vreau să dau ție o pastilă. Nu vreau nicio pastilă eu. Bun, deci cel nou. Aș dori să-l interogheze. Adică eu? Da, da. Care este numele tău, domnule? Constantin Andrei. Constantin Andrei. Cât, ce vârstă ai? 36 de ani. Ești de aici, din oraș? Da. De ieri am venit în oraș, v-am zis. Am auzit asta, dar... A cui era acea mașină neagră din care te-am luat? A mea! Ce mașină a avut? Un Logan negru, dar... Dacia Logan. Nu prea mă interesează. Ai familie? Nu. Mai ești virgin? De fapt, am familie, că... Păi, răspune la întrebările mele. Ai, ești însurat. Banii ai la tine.
Am... N-ai. Am să mă uit în buzunar. Ești cumva așa dintr-o organizație sau ceva? Nu, de-abia am venit în oraș. Nu sunt nimic. Ai un job? Ți-ai luat un job aici în oraș? Da, pizzerie, am zis. Ce? Pizzerie? Da. Opa. A, deci diferiți pizza. Am vreo 30 de toate. Ma. Din toate. Păi, tot orașul hrănești, ma, cu atâtea. Păi da, dacă se, se vând la 5 lei una. Cât să ne are nevastă ta? Vreo... Hai, că dacă ei spune ei așa... 37 de ani. Mai mare cu un an decât mine. Mai mare decât tine? Da, asta ce să-i faci? Este că te pune să faci curat? Da. Mai fac și eu curat, mai faci și ea. Mai faci și tu, mai faci tot tu. Am să-ți las așa niște bani, acolo în spatele buzunar. Și... Măcar să ai acolo, na, în mormântare, știi? Da, tu. Că na. Oricum, primim vreo 100 de lei la o fumară. 49. Ia, poftim, mi-am primit acolo. Nu, nu, lasă acolo. Îi ajunge atât să se descurce. Mulțumesc. Pentru o lună să ajunge. Cum o cheamă pe nevastă ta? Poftim? Cum o cheamă pe nevastă ta? Constantina Andreea. Ca pe tine? A, deci Constantin e numele de familie, gen. Am cunoscut o muscă pe numele ăsta. Păcat de ea. Dar cum te-o găsit ea tocmai pe tine? Du-te mă, Chelie, așa că-mi vine frig la Chelie. Măi, pe ăsta în albă, du-te închide ușa mă că-mi vine frig. Și mie mi-e frig. Vezi că mă enervez acum. Ți-e frig la genunchi? Da, e cam rece podeaua. Ți-a trece. Ți-o-i pune imediat un covor. Măi, noi am uitat ceva. Ce anume? Aia, stai un pic cu mine. Stai că să scot de aici ceva. Mama, aia, bine, trebuie să fiu un pic mai slab. Așteaptă, hai lângă mine. Poftim. A, vezi că ți-am dat ceva pe tine acolo să ai. Body shield. Mulțumesc. Vezi la ăla să tacă. Asta? Da, da. Bun. Celălalt aveți? Ăla în albu. Haide cu mine, haide cu mine. Eu am. Bun, pun acolo. Deci Constantin, nu? Da. Nu lua. Dai alte informații. 36 de ani. Eu nu mint, eu zic. Așa? În ce că trebuie să... Ne-am urcă o muri dacă nu știu. Băi, dar ăsta ne-a spus ceva în gură. Le-am pus, dar vorbesc cu tot cu cea în gură. Băi, ăsta care vorbește, deci ascultă aici, să nu taci din gură. Nu te dau la poliție și o să regrez după, bine? Te luăm cu noi. Așa zic, băi, așa ziceam și eu, liniște, te rog. De acum nu mai vorbește niciunul, doar cei dintre noi. Cel din spate cât să-ți mai? M-auzi? 200, bun. Colegul. Mamă. Bun, mai avem un pic de așteptat. Domnul, las cu potul în gură. Taci, mă. Bă, cine nu tace? Ia zi. Unul de aici. Fugi, fugi. Ioi! Ești acolo în mașină? Nu e în mașină nimeni. Bă, dar... La fix le-a Dumnezeu, mă. Mă, deci fii atent, ăsta Cheliosul. Aș dori să vorbești tu cu ei.
Gata, domnule. Italiane! Italiane! E în mașină, e în mașină. Ioi, l-au prins. Bă, BV-ul, mă, bă! BMW-ul! Aleg-o mai ușor că lovești mașină și aolo, poate mai trec. A venit polițist ăia. M-am înțeles, hai că... Te las pe tine. Bună ziua, subcomisar Mălină de la Poliția Română. Ce fată sexy! Taci, mă! Taci, mă! Sărmâna! Ai vrut să știi ce se întâmplă aici? După cum puteți vedea, avem un jaf în desfășurare cu ostatici. Cam necurat ce faci aici. Nu e necurat. Ne-am prins, situația ne-am prins să facem acest lucru. Văd că aveți, cred că, 3 ostatici sau sunt 2? 2, 2 ostatici. Păi, ceea ce își dorește orice om care vine la bancă să ia niște bani, își dorește să poată să scape cu ei. Cam asta ne dorim și noi. Deci cale liberă, nu-i așa? Da, da, nu dorim să facem victime, nu dorim ca cineva să fie rănit. Tot ceea ce ne dorim e să luăm ceva bănuți și să ne rezolvăm problemele și toată lumea să fie teafără. Doamna polițistă, spune, te rog, la ala să-și ia BMW-ul, că-mi strică vopseaua măcar. Costă mult. 500 de euro parte. Colegul, mută-te și tu mai puțin, mai într-o parte cu Dubai. Mai într-o așa puțin. Eu intru la pușcărie, dar mașina nu. Tași, mă! Cât vă aflați în bancă? Dom'le, nu știu dacă vă pot da astfel de informații. Mai întâi trebuie să ne câștigăm încrederea unul celuilalt. Păi cum putem face acest lucru? Păi... putem face în felul următor. Le spui colegilor tăi să plece de aici, să elibereze zona. Și noi vorbim mai deschis. Cât să-și mai? 100, colegă. Bun. Îi pun să elibereze zona și rămân doar eu și cu Duba, care va lua ostatici. Da, da. Ideea e că văd că ați venit foarte mulți, voi și oameni pe acolo, pe sus, pe clădire. Ăștia sunt inofensivi, sunt mai de mai cu probleme psihice. Și mai punem noi mai să se facă Spider-Man să se urce pe clădire, dar ei sunt inofensivi. Am înțeles. Dar am și o întrebare. Uneori mai și cade acolo, să știți că și eu am aceeași părere despre colegii dumneavoastră. Iar mi-a luat Dumnezeu mașina. Bă, nu mai suport. Și înainte să plecăm, să știți că o să am rugămintea ca să ne aduce și nouă niște mașini ceva, că aparent, nu știu, le-au furat colegii dumneavoastră. Nu, că... sau probabil, adică ei mai sunt și dar de obicei doar mănâncă mașinile și fură. Păi nu știu, a dispărut, nu știu ce le-a făcut. Probabil l-o fi mâncat mai rapid. Ioi. Doamna. Ia uite-l mă pe ăla acolo sus. Dă-te mă jos de acolo, nu vezi că cazi. Doamna, mă auzi? Jucăm barbut. N-aude, mă lăsați. No, păcat. Cât să-și mai avem? Au zis ultima dată 100. Eu 70, colegul. Mă, dar tu lasă mâna aia jos, mă, unde vrei să o supui? Până pe mine, acum să-i mobilizez să se ducă mai în spate. Nu e cel cu Duba. Băi. Nu, bă, asta n-am, da, bătut eu frumos să iei telefonul de la asta, că... Mi-au luat 3 telefoane, câte să-i mai iau? 10, că vă care mai multe. Stai să lasă arma jos. Controlează-l peste tot. Te dezinfectează-l după. Ce-a întrebat doamna? Ce-a zis doamna? Doamna polițist. Telefonelor. Acela din spate e Darth Vader, că apare fața așa. Puțin. Mă, e rău de cu el. Are o sabie verde. Doamna polițistă. Spuneți, vă ascult. Nu ne dați și nou numărul de telefon. Imediat. Tot azi-l tu, că... Italienii notează repede. 1-1-2.
Nu-mi fura gagica. Taci, mă, dracu. Taci. Propun să-l omorâți. Eu nu glumesc, trebuie să-l salvi. Și aș propune tot la fel. Dar din păcate trebuie să-l cam salvi. Ziceți numărul. Vezi că ține la mine, nu ține da, la tine. Taci, mă, din gură, mă. Taci că dacă după ce te salvi, să-l omor eu. Ziceți numărul, domniferă. Nu! Poți să-l, poți să-l dau vă două? 0794. Ia, notați. Mai ușor. Repeteți. 0794. Da? 0731. Cum, cum? 0731. Nu mă înainte. Da? Da, un nimeric. 29. Atât, ce vârstă aveți? 29? Nu, 21. Ioi, ești de vârsta mea. 29 era ultima. A, de la număr de telefon. Italina ai notat? Da, da. Acum toată lumea pare genă, nu mă intre, dar să vezi după ce plecăm de aici, toți sunteți. Mie deja mi-e rușine să cer numărul de telefon. Deci 079. Da. 40. Da, da, m-au auzit. Ia uite-mă la ce sună. Mă bucur, am sunat-o, gata. Hopa. Dacă ăla-i numărul, cred că o să te sune tot orașul. Italiene, să nu vii la casa, mă, să-ți pare rău că l-ai dat. S-ar putea să vă vândă numărul de telefon. Nu-i problemă, că poți să-l schimb mâine. Da, nu schimbați, domnișoara. Italiene, să nu vii la casa mafiei. De ce? Nu vreau eu. Cu ea sau singur? Amândouă. Bine. Cât să mai avem acum, să poate, băiți? 25. Mai avem 25 de saci, doamna polițistă, și putem să plecăm. Am înțeles. Acolo, dar cred că am dispărut părma din mână. Mă duc să scot imediat. La, deci fii atent. Eliberează zona. Dacă nu eliberezi zona, următoarele 3 focuri vor fi în sus. Al patrulea va fi în capul tău. Eliberează zona! Asta-i poliție sau... Domnul, că mă... Mă faceți păcăie. Nu, colegii, cu ce mașini plecăm? Că mai este doar una. Domnișoara, treceți acolo pe mașina. Sau sunteți? Da, aș mă, vezi tu după aia. Mă, dar polițistul ăla lucrează cu cine? Cu FBI-ul sau? Colegul? Mai avem decât o mașină. Cum plecăm? Că suntem mai mulți. Plecăm! Păi ne mai aduce doamna polițist o mașină, nu? Domnul, lasă-mi și pe mine. Imediatele trebuie precăscuță. Colegii, aduceți și voi o mașină de 4 locuri mai rapid. Doriți un golf? Bă. Golf am jucat azi dimineața. Golf am jucat azi dimineața, nu. Păi nu, golful l-a mâncat un coleg și acum vreau să-l refac. Știți la ce mă refer. Ok. Cu 4 locuri, că l-ai de 2. Am multe psihice. A, pe care că trebuie o dubă aici. O staticii nu-i luam, dar na. Staticii se urcă în duba asta. De ei ducem pe ei lași de la vană pe voi. O, ce? Ce? N-am auzit nimic. Ce-o? Păi am avut tot, noi ori urcăm în ea, ori până alta. Tot acolo ajungem. Tot aia e. Oricum, domnul de jos, mai mult ca sigur ajunge la pușcărie, pentru că a testat o doamnă, totuși. Chiriosul ăsta sigur moare. Alo? Domnișoara? Iar tu vrei bloc? Nu, nu. Cine a tras, mă? Nu-i de Instagram. Doamna polițistă, vedeți că... Doamna, vedeți că se trage. Vedeți că s-a tras după dumneavoastră. Aveți grijă, doamna polițistă. Telefonul meu de-aia. Puteți să intrați cu noi aici, dacă vreți. Mai bine rămâne în glasă. Este loc în spate, nu... Nu vă intimidați. Și mașina. Păi și oamenii în afara băncii aveți? Păi, dar iar dumneavoastră am armă, iată să mă duc să scot o armă. Și eu scop azi. Nu. Prieteni, frați. Alo, colegul, altă mai bună n-ai? Poftim? Bă, au mâncat și mașina mea. Ioi. V-am zis. Mă, dar la fixă. M-am dat cu capul de pereți. Bă, prieteni, ăsta, oamenii de afară avem. Prieteni, frați, neamuri. Acum, da. De-aia cu țintă de-aia mai bună. Aia care fac pa, pa, pa. Da, 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 cu țintă, pac, pac, pac. E, na. Din păcate. Câte țași mai avem? Da, aș mă.
Alo! Ai pus arma asta cu... Cât s-a spus avem, mă? Gata, coleg, eu am la pe toți. Eu, nu stai aici. Sau hai. Colegul, noi am terminat, ce facem? Gata. Dar n-avem cu ce să plecăm. Nici poliția asta nu are. Nici poliția asta nu are, nu are problema. Ioi! Colegii, aduceți-mă o mașină odată. Doamna polițistă, am impresia că au mâncat tot. Au mâncat mașini, au mâncat avioane, au mâncat tot. Este ca am foame aceea din ce. Nici armă nu mai aveți. Ioi. Eu sunt răsăși pe șur. Ești, văd că o mașină. Paolo, ia se trage în mine. Fugiți, doamna polițist, fugiți! Acum nu intrați zice înăuntru. Ceva, dar... Intrați înăuntru. Colega, am adus mașina cum au decis să dormi, nu? Ia, uite, borș. Mamă, Audi. Stai că o dau mai așa într-o parte ca să... Mamă, doamna polițist, undeva nimerit. Ioi! A, nu, că e iluzie optică. Nu e. Da, totuși... N-aveți și noastră un elicopter, ceva, să vedeți, sau... Tu ridică. Vi l-a luat Dumnezeu și pe ăla. Colegu. E. Vezi că am vorbit cu un coleg pe căscuță și ne aduce el o mașină. Bine. Este liderul. L-așteptăm? Da. Colegul, poți porni. Ce lider, mă? Nu... Liderul la petrecere acolo, care știi tu. Petrecerea de 1 mai, nu astăzi. Da. Taș, mă. Da, nu ați auzit nimic. Păi imediat. Puteți să dansăm sau... Nici mașina nu mai e... Doamna, uitați în spate, acolo am văzut pe unul. Doamna polițist, nu mai stați așa nemișcat, că poate vă împușcă cineva aici. Să nu vă întoarceți nici cu spatele la noi. Nici cu spatele la noi, că se face căldură în bancă după aia. Păi, papărate, lasă data la 30 de grade, mă, ce aveți? N-avem vreun aer condiționat sau ceva. Ai calculator acolo, joacă-te! Eu sunt de calculatoare. Ia, joacă-te acolo Mario, oricum îți place. Mario! Super Mario! Mamă, am pierdut nivelul. Deci din mafia rusă? Nu. Ce mafia asta? Haide, trage-mă. Bă, lasă calculatorul, mă. Am pierdut nivelul. Am înțeles. Păi știu așa faci loc să ne lași nou sau? Vreau și eu satisfacția aia să-l arunc pe geam, nu numai. Bă, ăsta cu masca cu Darth Vader, ia uitați acum, are cioc, avea cioc omul. Cine? Ăsta ia uite, are altă mască acum. Dacă lăsați... Poftim? Am puteri. Ce putere ai? Supranaturale? Doamna polițist, dar am zis că... Domnul, scoate-ți cu monitorul! Colegii dumneavoastră să părăsească zona, eu tot îi văd pe aici, acum dau târcoale, ia uite. Păi v-am spus că au probleme psihice. Ce vrei să fac eu mai mult de decât? Dacă îi dau afară, pe mine mă dau afară după. Domnul. Dar cine e? Cine e șef la poliție acum? Un domn pe nume Andrei, parcă. Andrei? Domnul, cam... Nu le știu eu cu alții. Dacă știți câți bani am băgat în buzunar la băiatul Andrei... Cam avem o problemă. Cam iese fum din calculator. O să explodeze cu noi aici. Încă nu murim, stai liniștit. Hai, la dispoziție 5 minute. Ia, acolo ai un... Stai, ia uite aici, mă. Poți să dai cu jetul ăsta de aici, n-ai treabă. Ia și schimbați. Ce? Nu, eu i-am pus. I-am pus o prăjiturică pe cap. Da, ai și pentru mine una. Am poftă. Doamna polițist. Da? Vreți să fim prieteni? Am înțeles și te cerem un răspuns? Sin. Știi cum se numește ăla? Ne-am auzit pe aplicația de aia de Facebook, știi? Sin, adică nu mai vede mesajul. No, și am văzut ce face. Păi stați puțin să mai vină un coleg de-al nostru să ducă o mașină să luăm statice. Nu, vine un coleg de-al nostru imediat. Da. Știi care-i faza? E un unicorn aici. What the f... Băi, te-ați un pan, nu mai fumez niciodată. Da, să-i dau, vreți să-i dau o palmă? Nu mai fumez niciodată, că văd de unicorn. Ia să-i smul cornul ăsta. A, dă-te puțin aici cu... Doamna, n-ați auzit nimic, doamna. Alo. Ăsta-i mă jos. Doamna polițist, mi-ați dat cu sin?
La muzică și se pot prin căscuța asta pe aici. Am întrebat dacă vreți să fim prieteni. Colegul a avut o problemă pe drum. Am înțeles ce problemă. O problemă gravă, a pierdut controlul la mașină și a zburat de pe autostradă. A zburat în celălalt oraș. Nu s-a teleportat asta, cred că ai vomitat. Vrei să băgați o statice acolo în dubă? Păi dacă după aia nu mai avem... Colegul, n-ar fi... Asta nu e blindată. Nu e blindată, dar e prea să trădește o statice, păi ales pentru una galbenă. N-ar fi mai bine să ieșim, să-l scoatem la niște mașini, că am auzit că e un garaj aici aproape. Păi nu știu dacă ne lasă doamna. Doamna? Păi trebuie să ne lasă doamnișoara poliție. Dacă ieșiți, vă cam luăm pe sus. Păi și o statice cu cer. Și vă ducem mâna pe bancă. Da. Putem să luăm o mașină, dacă vă rog, am eu garaj aici. Am cumpărat de la mama ei. Aveți să zice mășică, dacă le spunați, nu le spunați, doamne, m-au jucat prea mult. Dacă le luați acolo din garaj, vin iară colegii. Ridică-te. Ai știți cum sunt, comiști. Colegii am în curce. Apoi mergeți dumneavoastră, no, până acolo. Sau dați-ne un elicopter, doamne, iartă-mă. Că știm să conduce ăsta, să... Păi, elicopterul vă suc a cam bubuit. Am înțeles. Păi și de altul. Dacă doar le facem un fel de limuzină. Ioi. Păi ce, suntem aici la petrecere? Aveam un serios. Da, după aia vom poliția după mine. Ce faci, mă? Eu zic să luăm un static, să mergem până la... Nu, așa o face. Să mergem până la un garaj să scoatem mașinile și... Mă salvați mâine că am de făcut mâncare pentru iubita mea. Ia ridică-te, mă. Mai zic că ia ridică-te. Bun, deci hai să ieșim. Hai. Pregătiți-vă tot. Tot. Hai. Unul câte unul. Țineți și armele pe ei.